viață și cu îndurare până aici, lăudat să-i fie numele. Amin. Din partea lui, acelui ce poate și vrea să ne dea binecuvântare, dorim pentru noi toți și familiile noastre. Amin. Amin. Potrivit cu dorința dumneavoastră, credem și cu o călăuzire a Domnului, încercăm să privim în Sfintele Scripturi la ceea ce spune Sfânta Carte, Dumnezeu care este autorul ei, despre Duhul Sfânt. Aș dori mai întâi să citesc din cuvintele Domnului Iisus din Evanghelia după Ioan, capitolul 16, de la versetul 7. Totuși vă spun adevărul, un prim adevăr pentru această seară. Vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Ce a vrut să spună Domnul Iisus prin aceste cuvinte? Vom privi în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, la împlinirea acestora. Versetul 33. Și acum, odată ce s-a înălțat la cer prin dreapta lui Dumnezeu, ce înseamnă asta? Domnul acolo este mare preot. A primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Mai fac mențiunea asta întreagă când vine Duhul Sfânt, se vede și se aude. Dacă nu se vede și nu se aude, nu-i Duhul Sfânt despre care a vorbit Domnul Iisus. Așa lucrează Duhul Sfânt. Vreau să rețineți mai întâi că Duhul Sfânt nu putea să fie dat, spune Scriptura în altă parte, Ioan 7, fiindcă Iisus încă nu fusese, ce legătură are una cu alta? Duhul Sfânt peste omenire nu putea să vină până nu s-a adus mai întâi sacrificiul ispășirii noastre. De aceea, vorbind despre Duhul Sfânt, mai întâi trebuie să-i mulțumim Domnului Iisus, slăvit să-i fie numele. Amin. Fără lucrarea Lui nu se putea vorbi de lucrarea Duhului Sfânt. Pentru că spune Scriptura, de exemplu, în Fapte 15, când s-a dat Duhul Sfânt la neamuri, că Duhul Sfânt s-a dat fiindcă le-au fost curățite inimile prin credință. Când s-a produs aceasta? În timp ce Petru predica de Domnul Iisus, scrie în Fapte, capitolul 10, că prin el să capătă iertarea păcatelor, mărit să fie Domnul. De aceea, și din acest punct de vedere, se merită să slăvim pe Domnul. Spune Apostolul Pavel, tot legat de această relație, 1 Corinteni, capitolul 12, nimeni nu poate zice Iisus Hristos este Domnul decât prin Duhul Sfânt, adică Duhul Sfânt făcând această slujbă pe baza jertfei Domnului Iisus, apoi face ca oamenii să-L cunoască cu adevărat pe Domnul și lucrarea mântuirii să continue. Poate va zice cineva, dar dacă Duhul Sfânt nu putea fi dat înainte de a fi adusă ispășirea, pentru că scrie în Evrei că Domnul Iisus a adus jertfă prin Duhul cel veșnic, Evrei 9:14, cum a venit Duhul Sfânt în Vechiul Testament dacă Iisus încă nu fusese proslăvit? Vă citesc pentru asta 1 Petru capitolul 1. Versetul 10. La 12. Prorocii care au prorocit despre harul că vă rea păstrat vouă au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetării și căutărilor stăruitoare. Deci Duhul venit peste proroci, ce îi punea să gândească, să vorbească și să scrie. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei. Deși în Vechiul Testament Duhul n-a fost dat fără relația asta strictă cu Domnul Iisus.
că Duhul Sfânt în Vechiul Testament n-a venit să facă nicio ispravă din altă categorie, cu alt scop, decât cu singurul scop, în vederea mântuirii și a ispășirii ce urma să se realizeze prin Domnul Hristos. De aceea n-a fost dat pentru toți, pentru că Iisus încă nu fusese proslăvit, dar a fost dat pentru unii tocmai ca să pregătească această lucrare. Era același scop. Și scrie în continuare aici, când vesteau mai dinainte patimile lui Hristos, asta a fost pasiunea Duhului Sfânt și a prorocilor și slava de care aveau să fie urmate. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia tot prin Duhul Sfânt venit din cer, lucrare la care și îngerii doresc să privească. Dacă și îngerii sunt pasionați, să ne dea Domnul o inimă bună și nouă, o dorință sfântă pentru a urmări lucrările Duhului Dumnezeu, înțelegând în primul rând, cum vă spuneam, că toate acestea se datorează Domnului Iisus Hristos. Curățirii sfinte care a făcut-o. Mai citesc în încheierea acestei idei din Romani, capitolul 8, versetele 1 și 2, unde Apostolul Pavel scria: acum, dar nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos, sub nicio formă fără Hristos, ne-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Un al doilea adevăr referitor la puțin spus importanța Duhului Sfânt, la absoluta nevoie a Duhului Sfânt, pornim în analiza lui tot de la un verset din Ioan, tot din cuvintele Domnului Iisus. Ioan capitolul 6, versetul 63. Și vă rog să rețineți acest verset. Duhul este acela care dă viață. Și apare un cuvânt care scoate asta în relief, într-un mod foarte puternic. Carnea și mintea intră tot la carne și toată truda noastră face parte tot din carne, nu folosește la nimic. Deci, dragii mei, fără Duhul lui Dumnezeu, noi n-am fi nimic, nu s-ar realiza nimic, totul ar fi zero. Suntem absolut dependenți de Duhul lui Dumnezeu. Dacă Duhul Sfânt nu e în biserică, aceea nu e biserică. Știți că Domnul Iisus spunea: am să vă trimit în mângâietor, n-am să vă las orfan. Și întreb, și asta poate răspunde oricine, niște copii care au rămas orfani vor mai avea frați care să se nască? Deci dacă Duhul Sfânt s-ar retrage din biserică, automat nașteri din nou n-ar mai fi. Dacă nu-s părinți, nu-i de unii copii. Și acum depinde cât de mici vor fi copiii aceia, dar noi încă suntem copii, ce șansă ar avea să supraviețuiască fără părinți? Nu degeaba Domnul Iisus nu i-a lăsat să facă nimic, doar să se roage, să aștepte și să primească Duhul făgăduit. Dar spuneți-mi, până n-a venit Duhul peste el, el a făcut ceva? Există în literatura apocrifă și în tradiția creștină, dar nu-i lipsit. E lipsit de adevăr că Domnul Iisus a făcut minuni până a fost copil. Domnul Iisus studia Biblia până era copil, era ascultător, dar n-a intrat în lucrare, pentru că e scris în Ioan 2 că minunea aceea din Cana a fost prima. Însă Domnul Iisus a realizat lucrarea aceea după ce a venit Duhul lui Dumnezeu peste el. Oare suntem noi conștienți de această dependență de Dumnezeu? Zicea Apostolul Pavel: unde e învățat, unde e cărturarul veacului acestuia? 1 Corinteni, capitolul 2, n-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia?
Iată de ce biserica ar trebui să stea la îndemâna lui Dumnezeu ca Domnul să-și lase Duhul peste noi. Pentru că altfel, tot ceea ce facem noi nu are viață. Noi putem, așa cum scrie în Genesa 2:7, când a fost creat Adam, că Dumnezeu l-a făcut din țărâna pământului și a fost frumos. Dar până n-a suflat Duh de viață în el, ce era Adam? Ce rămâne după moarte? Țărână. De fapt, Adam asta înseamnă. Țărână. La fel și în cazul oricărui om și a oricărei lucrări. Gândiți-vă și la ce scrie în Ezechiel 37. S-au aranjat oasele, a crescut pe ele alte părți, componente, dar până n-a venit Duhul, n-a fost nimic. Spunea cineva, întrebând doar retoric sau vorbind cu durere, dacă s-ar retrage Duhul Sfânt din unele biserici, nici nu s-ar ști. Ce vrea să spună cu asta? Că oricum n-au lucrat cu Duhul Sfânt. Dar realizări sunt? Astea sunt omenești. Spune Scriptura în Apocalipsa 3 despre cei din Laodicea că ei spuneau că au de toate și când culori au vai și amar. Și Domnul îi sfătuia să cumpere, să se îmbogățească. Oare ceea ce avem noi are valoare? Dacă e de la Dumnezeu, are. Dacă nu, puteți avea cântăreți iscusiți, predicatori deștepți, oameni darnici, cum mai sunt unii care, ca și Anania și Safira, pot să facă donații, dar ei au mințit pe Duhul Sfânt și s-a retras. Toate se pot face. Numai bietul Simon din Samaria a zis, dați-mi și mie puterea asta. A priceput el că lucrase el cu lumea spirituală, ocultă, și știa că dacă nu-i puterea aceea, nu se poate face nicio lucrare. Dați-mi și mie puterea aceasta. Nu i-a fost dată. Mulțumim Domnului că nouă ne-a dat-o. Să o prețuim și să binecuvântăm pe Domnul, să ne smerim înaintea Lui și să ne dăm seama, așa cum spunea Domnul la Petru, Matei, capitolul 16, după ce l-a declarat, Tu ești Hristosul. Zis, Petre, nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl, care este în ceruri, lăudat să fie Domnul. Amin. Recunoaștem noi asta? Amin. E conștient nu doar prorocul, să fie conștient și predicatorul, și cântărețul, și orice om din adunare. Zice în Proverbe, multe căi pot părea omului bun. Zice un alt verset în Proverbe, pare mi se în 21, omul crede că toate căile lui sunt curate și așa e în ochii lui. Dar cel ce cercetează este Domnul. Să nu ne lase Domnul să rătăcim de la căile sale. Amin. Spunea David în Psalmul 39 despre Duhul lui Dumnezeu în omniprezența sa, cum peste tot se mișcă, cum toate le rânduiește și se ruga în final, Doamne, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Slăvit și binecuvântat să fie Domnul. Așadar, să rugăm pe Domnul să nu ne lase orfani. Spunea cineva despre un studiu referitor la darurile Duhului Sfânt. Nu mai faceți inventar la ce n-aveți. Smeriți-vă înaintea Domnului și mai întâi fiți conștienți că aveți nevoie. Și după aceea cereți-i ca Domnul să vă umplă și apoi să dea Domnul în parte cum voiește, slăvit să-i fie numele. Ucenicii din cazul acesta despre care am citit în Ioan capitolul 6 au rămas blocați, unii nici n-au mai mers după Domnul. Și Domnul le-a spus că n-au cum să priceapă aceste lucruri cu mintea. Iată cuvintele care urmează în continuare, spunea Domnul Iisus. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață. Și dacă nu este Duh, nu este viață. Punct. Un al treilea adevăr. N-ați uitat pe primele două.
Duhul Sfânt vine numai datorită Domnului Iisus. 2. Duhul Sfânt face totul. E puterea lui Dumnezeu care lucrează în toți și prin toți. Și fără ea nu există viață, nu există lucrare. Ea poate fi în ochii noștri, dar n-are valoare și în final nu rămâne nimic. Un al treilea adevăr asupra căruia vreau să insist. Spune Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 5, versetul 17. De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Eu nu știu ce măsură de Duh are fiecare. Amintiți-vă că scrie în Ioan 20 că Domnul Iisus după înviere a suflat peste ucenici, le-a zis, luați Duh Sfânt. Dar s-au umplut ei atunci. Au făcut vreo lucrare cu cât a suflat Domnul peste ei? Nu. Totuși, suflarea aceea i-a susținut, aș îndrăzni eu să spun, în zilele de rugăciune ce au urmat. Că altfel, carnea e neputincioasă și râvna vine de la Duhul. Oare măcar atâta Duh există și în noi ca să dorim mai mult? E aceeași relație ca și în cazul înțelepciunii. Solomon a cerut înțelepciune și știți cu ce cuvinte i-a început Domnul să-i spună că îi va da înțelepciune? Înțelepciunea ți este dată. Dar dacă a avut-o, de ce a mai cerut-o? Scrie Solomon în Proverbe 9, dă înțeleptului și se face? Nebunul nici nu cere, nici nu primește. Adică trebuie să ai puțină înțelepciune, să simți nevoia că înțelepciune mai este multă. Zice tot Solomon, am zis mă voi înțelepți și tot înțelepciunea a rămas departe de mine și ce înaltă sau ce adâncă, scrie el. La fel, când începem să intrăm în sfera Duhului lui Dumnezeu, atunci simțim nevoia ca Dumnezeu să ne umplă. Luăm un exemplu din Scriptură. Moise a fost atras într-o zi de rugul care ardea. Acest puțin interes l-a făcut, sau acest început al interesului lui, l-a făcut să se întoarcă și Domnul să-i vorbească. Apoi, cum știți, el a avut parte mereu de inundări ale slavei lui Dumnezeu până într-acolo încât spune Scriptura, Exod 33, că fața lui strălucea și își punea o măhramă. Și în același capitol 33, el își exprimă dorința de a vedea fața Domnului, de a avea ceva mai mult, de a se apropia de Dumnezeu. I-au fost puse limite. Să știți că și cu cât îl vom cunoaște pe Dumnezeu mai îndeaproape, cu cât ne vom apropia de El, Dumnezeu va fi mai minunat și mai măreț. Dumnezeu va crește dimensiunea vasului nostru, a dorințelor noastre și ne va da har după har, slăvit să-i fie numele. Dar cu cât ne îndepărtăm și venim, suntem mai sece, este ca și când îți pierde pofta de mâncare și organismul ajunge și se deshidratează și în loc să se dezvolte, își pierde și din capacitatea ce o are. Este nevoie să dorim să fim plini de Duh, nu doar să fie așa o undă de Duh peste noi. Mai mi se pare că uneori suntem ca și acel copil care s-a rugat și a spus, Doamne Iisuse, fă-mă cu minte, dar nu așa să stau cu minte ca oamenii mari, numai cât să nu mă bată tata. Și există ispita asta să spunem, Doamne, dă-ne Duh atâta că să ne poți mântui, dar nu plin de Duh ca să nu mai facem noi nimic din ceea ce vrem. Nu ne luăm tot în stăpânire să ne pierdem noi independența total. Cântarea acestor tineri și ne-am asociat cu toți, aș vrea, Iisuse, scump să fiu ca tine,
Dar Domnul Iisus a primit Duhul fără măsură. N-a făcut nimic de la El însuși, numai după cum îi șoptea Tatăl. Și una dintre strofe, pare mi se spunea, că ar avea mângâieri, o comoară de mângâieri. Duhul și Duhul numit mângâietorul, da? Dar cu mângâierile vreau să înceapă. Dragii mei, când suntem noi așa necăjiți și mergem la rugăciune, așa că am vrea să ne mângâie Domnul, da? Domnul vrea să ne dea o comoară de mângâieri și să se odihnească peste noi, dar până acolo, știți când se va odihni? Ca și în săptămâna creației, când sunt toate făcute și sunt foarte bune. Până atunci tot lucrează. Și Satana, sau duhurile rele, cum spunea Domnul Iisus, și ele ar vrea să se odihnească. Și când nu găsesc odihnă, așa umblă frământat. S-ar întoarce înapoi într-o casă să se așeze. Spune Scriptura Iacov că Duhul Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru sine. Vrea să fim plini sau numai unii trebuie să fie plini. Spune Scriptura, citim din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2 și apoi din capitolul 4. Versetul 4, și toți s-au umplut de Duh Sfânt. Și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dă Duhul să vorbească. Când un om se umple, nu mai vorbește din ale lui, asta cu siguranță. Capitolul 4, spune Scriptura, versetul 31, după ce s-au rugat, s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală împotriva restricțiilor și amenințărilor conducătorilor religioși din Ierusalim. Aș vrea să privim împreună în Scriptură să vedem cum am putea să ne umplem de Duhul Sfânt. Ce au făcut oamenii care s-au umplut de Duhul Sfânt în Vechiul și Noul Testament? Deschideți cu mine, dacă doriți, sau cel puțin ascultați-mă, Cartea Exod, capitolul 31. Versetul 1, Domnul a vorbit lui Moise și i-a zis, să știi că am ales pe Bețaliel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminția lui Iuda. L-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu. I-am dat un duc din înțelepciune și enumeră ce avea. Pricepere, de născocire, ce era nevoie atunci? Versetul 6 enumeră încă de cineva. Am dat pricepere în mintea tuturor celor ce sunt iscusiți ca să facă tot ce ți-am poruncit. Să nu vi se pare greu de înțeles, am dat pricepere în mintea celor iscusiți. Vrea să spună că acești oameni aveau capacitate intelectuală, dar priceperea nu era a lor. Că dacă era a lor, ar fi construit ei și până atunci un astfel de cort. Dar nu i-a venit la nimeni ideea. Și scrie în continuare ce au realizat. Întoarceți câteva pagini, capitolul 36, de la versetul 1, enumeră pe cei doi, lucrările ce le aveau de făcut. Versetul 2, Moise a chemat pe cei doi și pe toți bărbații scusiți, că la unii Dumnezeu le dă o capacitate mai mare, la alții mai mică, dar dă la mulți. În mintea cărora Domnul pusese pricepere, și anume, aici apare un secret, pe toți cei cu tragere de inimă să facă lucrul acesta. Ce ținea de ei ca oameni? Că măsura de duc și ce să născocească și ce să facă, aia venea de la Domnul tot. Tragerea de inimă. A întrebat cineva pe un antrenor, ce-ți place mai mult la sportivii tăi? Și a enumerat o listă de capacități și caracteristici. Și antrenorul dădea din cap, a zis, nu. Dar ce? Pasiunea lor pentru sport. Dacă ai întrebat pe un profesor la școală, care elevi
au cele mai mari rezultate. Să spună geniile, probabil, dar astea sunt foarte rar, nu putem vorbi noi de... Cei a căror părinți au bani, cei copiii care sunt cuminți, da, iau note mai bune, cei cu bani poate și ei. Dar o să spună cei care se silesc la învățătură, cei care au pasiune pentru asta. În cazul lui Dumnezeu e tot așa referitor la Duhul Sfânt. Spune Scriptura Romani 12:1, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu vă îndemn să aduceți trupurile voastre ca o jertfă? Aceasta va fi din partea voastră. Duhul Sfânt îl toarnă Dumnezeu în vase de lut. Și atunci care e aportul vasului? A întrebat cineva odată pe un om folosit de Dumnezeu, de ce crezi că te-a folosit Dumnezeu? Și l-a zis, am stat la dispoziție. Poate ne spun surorile, dacă ai mai multe vase, s-ar putea să fie unul mai de preț, dar dacă e unul acolo la îndemână și totuși potrivește, nu-l folosești pe acela? Spune Scriptura în Proverbe că mai bine un vecin aproape decât un frate departe, că e la îndemână, e disponibil. Dumnezeu la fel i-a umplut că Duhul Sfânt pe cei ce au avut tragere de inimă. Mi-amintesc de un tânăr care avea capacități, dar venea la biserică mai rar, când avea pasiune, când n-avea. Și odată eram îndrus spre biserică, el mergea în celălalt sens cu ceva treabă. Am oprit mașina în dajeamul jos și fără să vreau, mi-a izbucnit o melodie și am zis, pentru cine ți cântarea aceea, pentru cine îți bate, bate inima neîncetat, câte doruri te frământ. Asta ca o durere pentru el, că n-avea tragere de inimă. Dumnezeu umple inimile, dar numai pe cele cu tragere de Dumnezeu. Adică numai cei ce sunt doritor pentru asta. Că nu-i de la Dumnezeu puterea, dar întâi pune Dumnezeu în noi voința și apoi înfăptuirea. Amin. Și dacă nu pune voința, va fi vreodată înfăptuirea? Niciodată. De aceea să rugăm pe Domnul să ne dea o inimă bună. Acum să nu spună cineva că mă contrazic prin asta, dacă Domnul dă inimă bună, El dă voința, atunci care e tragerea de inimă la noi? Păi tragerea de inimă e aceea, să dorești și să accepți. Dar dacă nu vrei, dacă nu ești aprins pentru asta, nu o să facă Dumnezeu, că și dacă o să facă, o să cazi apoi într-o pasivitate, într-o stare de inactivitate. Vă citesc un alt caz, aproximativ din vremea aceea, spune Scriptura, Cartea Deuteronom, capitolul 34, despre Iosua. Versetul 9, Iosua, fiul lui Nun, era plin de Duhul înțelepciunii, plin, căci Moise spusese mâinile peste el și copilul lui Israel a ascultat el și a făcut potrivit cu poruncile pe care le-a dus lui Moise Domnul. Și tot despre el scrie Cartea Numeri, capitolul 27, versetul 18, Domnul a zis, în părerea autorului, lui Moise, ia pe Iosua, fiul lui Nun, bărbat în care este Duhul meu, și să spui mâna peste el. Deci inițiativa de a-și pune Moise mâinile peste el n-a fost de la Moise, a venit de la Domnul. Dar cum a ajuns Iosua plin? Ce a făcut pentru asta? Mă întorc la Exod, capitolul 33. Citesc de la versetul 11. Domnul vorbea cu Moise față în față, cum vorbește un om cu prietenul lui, apoi Moise se întorcea în tabără. Dar tânărului slujitor Iosua, fiul lui Nun, nu ieșea deloc din mijlocul cortului. Încă sunteți tineri. Nu cred că sunteți mai bătrân decât ani avea Iosua atunci. Ce înseamnă acest nu ieșa deloc din mijlocul cortului? A avut și el familie, că doar nu degeaba spunea eu și casa mea vom sluji Domnului. Dar eu înțeleg că atâta pasiune avea pentru Dumnezeu, pentru lucrurile sfinte, încât folosea orice timp. Noi am vrea să fim umpluți
Dar vedeți, dacă vine apa Duhului Sfânt ca tsunami peste noi, tot așa repede se retrage. Dar ce picură așa ca un izvor a înțelepciunii în Iosua, n-a venit un fluviu care să-l inunde așa, nu există relatat un astfel de moment. Și dacă ar fi și n-ai recipientul necesar în care să păstrezi, se pierde. Vă rog să vă amintiți când s-a suit, spune Scriptura în Exod 24 cu Moise pe munte, 7 zile au stat împreună. După aceea, în a șaptea zi, Dumnezeu a chemat pe Moise să se apropie, probabil a urcat mai sus. Și după cele 40 de zile, spune Scriptura în Exod 32, că au coborât împreună. Ce a făcut Iosua în cele 33 de zile? Că 7, cum vă spuneam, le-a stat cu Moise. Eu cred că a făcut ce făcea aici când stătea în mijlocul cortului și nu ieșea deloc. Vreți să ne umplă Domnul cu Duhul Sfânt? Câte zile putem sta așa? Spunea un frate ce încă trăiește că Dumnezeu le-a vorbit să stea înaintea Domnului 3 zile pentru un caz undeva lângă Oțelul Roșu. Și au stat, nu mai știu exact câți bărbați, 3 zile și 3 nopți fără să plece. Telefoane mobile atunci n-aveau, cu siguranță televizor și radio nu i-a tulburat. Ce-au făcut? Cu excepția câtorva ore de somn, nu știu cât, au citit, au cântat, s-au rugat și au mărturisit lucrările Domnului. Și la încheierea timpului respectiv, Dumnezeu i-a umplut și a făcut prin ei lucrarea aceea. Dar de ce nu s-ar putea face așa simplu? Cum mai întâlnim fel și fel de cazuri în care unii așa vor, cât ai bate în palme, să folosească pe Duhul Sfânt pe post de ghicitor, așa repede la telefon să le spună ce au de făcut ei, dar ei nu s-au rugat, n-au stat înaintea Domnului. Poate că a stat prorocul, nu știu. Și Domnul poate să dea un răspuns și pe loc, El știe ce gândim înainte de a rosti noi. Dar mă întreb eu câtă capacitate de a înțelege și de a împlini a oamenii aceștia. Dacă vreți ca Duhul lui Dumnezeu să ne umplă, veniți cu tragere de inimă să stăm înaintea Domnului până Domnul o va face. Spune Scriptura în Iacov 5 că Ilie s-a rugat cu stăruință, nu că n-avea slăbiciuni, că odată a zis că vrea să moară. Păi n-a fost însurat, dacă era însurat, sigur ar fi spus ceilalți atunci, și pe noi la cine ne lași? A avut și el teama lui, poate o altă slăbiciune. Dar s-a rugat cu stăruință, a stat înaintea Domnului și Domnul și-a făcut lucrarea prin el. Doamne, dă-ne și nouă pasiunea asta. Vedeți la ce trebuie tragerea de inimă? La a sta înaintea Domnului. Îmi spunea un frate, zice, în țară săptămâni de evanghelizare au ajuns ca apostol paștilor ortodoxi. Să-l facem și pe ăsta. Ba chiar mai mult, spunea un frate în adunarea noastră, de unde am inventat ai noștri să faci numai iarna stăruință? Și apoi s-o lași așa. Și atunci cei din conducere s-au sesizat și iată că săptămâna înainte de Paști mai facem o săptămână de stăruință. Pentru că nu se poate fără să fie dedicat timp lui Dumnezeu în a se ocupa de noi și a ne umple. Vă mai dau un caz din Vechiul Testament fără să citim, David. A venit Duhul lui Dumnezeu peste el, a compus atâția psalmi, cum știți, a profețit despre Domnul Iisus, dar știți ce pasiune avea el? Un lucru cel de la Domnul și îl doresc? Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului. Dar nu putem sta la biserică, avem treabă, imediat trebuie să mergem acasă, mâine la servici. Dar care-i dorința inimii noastre? Pentru a fi plin de Duh
este nevoie să folosim cât mai mult timp pentru a sta înaintea Domnului. Vor face surorile noastre așa? Faceți repede treaba cu copiii pe genunchi. Poate nu veți avea timp suficient pentru asta. Cântați în timp ce pregătiți lucrurile în casă, fredonați în timp ce munciți. Fraților, gândiți-vă la lucrările Domnului, că smăreți, zice Psalmul 110. Și în pauză, repede încă un verset mai citiți. Când mergeți acasă, lăsați politica, mai bun, auzim o știre despre ce s-a întâmplat, deși noi prima dată știrile trebuie să le auzim tot de la Duhul Sfânt. Am avut o zi plină la noi la adunare, de altfel am avut în primele 3 luni ale anului câte 3 zile de post una după alta, finalizate cu câte o zi în care stăteam toată ziua în casa Domnului și în cealaltă zile, toți cei ce puteau veneau dimineața, veneau la amiază și apoi seara. Și Domnul a spus că vor urma, l-a dat și cu număr, câte cutremure de mare intensitate care vor face să fie și efecte de ordin economic și de criză. Noi n-am auzit prima dată din ziar sau de la buletinul de știri, de la Duhul Sfânt prin proroci, că e scris în Biblie că Dumnezeu nu face nimic până nu spune la proroci. Slăvit să fie Domnul! Amin. Domnul ar avea multe să ne spună. Știți ce spunea Domnul Iisus? Mai am multe, dar nu le puteți? Și ce a zis în continuare? A venit Duhul Sfânt și vă va călăuzi în tot adevărul. Pentru că atât are Domnul să ne spună și să ne învețe, încât n-ar fi mult nici dacă am trăit cât Metusala. Și noi trăim numai 70 de ani și din ăștia câți îi dăm Domnului? Vorbea Domnul tot prin Duhul Sfânt către cineva, dăm timpul care îl petreci la televizor și aș adăuga acum, sau la computer. Dă-mi-l mie și vei vedea cum îți voi umple viața și ființa. Doamne, ajută-ne să stăm înaintea Ta. Asta e cel mai important. Sub diverse forme și e foarte simplu ce v-am spus. Citind, rugându-vă, cântând, discutând despre lucrările Domnului. Apropo de acele 3 zile, oricâte 3, 9, acum în aprilie cu ajutorul Domnului vrem să avem alte 3 zile de mulțumire că Domnul ne-a răspuns și ne-a ascultat. Era din partea Domnului, dar asta e și în Scriptură, dar acum fiind și mesajul ăsta profetic, ne-a sesizat mai tare. În zilele acelea să nu se audă nicio vorbă nepotrivită, nimeni să nu-și facă gusturile lui. Asta înseamnă familiștii să trăiască pentru Domnul, copiii, gata cu joaca. Fiecare vorbă să fie măsurată. Și spuneau mai mulți frați, acum când am fost atenți ne-am dat seama totuși cât timp pierdem și câte vorbe fără rost și câte gânduri goale. Și apoi ne întrebăm de ce suntem la fel de goi și de ce nu suntem plini. Pentru că nu există timpul acela de umplere ca Domnul să picure în noi și când găsește harul necesar să ne inunde, slăvit să fie Domnul. Domnul i-a umplut dintr-o dată în Fapte 2, dar până atunci știți ce a fost greu? Până ne înfiletează Domnul, că ne poate da așa ca și cu hidrantul, nu numai cu picuri, dar până ne înfiletează e greu. Că altfel dacă bagă presiunea asta și noi nu suntem montați, curge pe delături. Fie că dacă ne-ar umple, m-am crede că noi suntem nu știu ce îngeri. Ne-am îngânfa sau am greșit. Nu degeaba Domnul pe unii ține cu țepușuri, pe alții smerește sub alte forme, pentru că suntem slabi. Și în aceste condiții, scrie în Corinteni că Domnul face ca această putere nemaipomenită să-și facă lucrarea și Pavel zicea, simt plăcere în slăbiciuni. În ideea aceasta vreau să vă dovedesc din Noul Testament că în toate cazurile în care scrie despre primirea Duhului Sfânt sub forma plinătății, vorba de rugăciune. Asta a fost valabil și pentru Domnul Iisus, Luca capitolul 3.
Versetul 21 și 22. După ce a fost botezat, tot norod a fost botezat și Iisus. Și pe când se ruga, s-a deschis cerul. Și Duhul Sfânt s-a pogorât din cer, s-a pogorât în chip trupesc ca un porumbel și din cer s-a auzit un glas care zicea: Tu ești Fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea. Trecem la cazurile din... Mă opresc tot în Luca, mai întâi 11, versetul 13. Deci dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce-l cer. Și până să spună Domnul vorba asta, ca nu cumva cineva să creadă că așa îi spunem și noi Domnului într-o zi: Doamne, dăm Duhul Sfânt, punct. Domnul a spus pilda despre stăruința în rugăciune. Deci când scrie să cerem Duhul Sfânt, scrie să stăruim ca să vină peste noi. Nu cum spunea un biet frate: auzi, Domnul știe la ce adresă stau. Și dacă Duhul Sfânt îi dar, eu nu-l stresez cu asta. Dragul meu, noi ar trebui să stresăm firea pământească să piară, să o răstignim. Asta e stresul nostru. Până ne apropiem de Dumnezeu și de unda e sfântă, că după ce ajungem pe scară până sus, ne-l dă Domnul așa, prin credință, în numele Domnului Iisus. Că El e Cel ce botează cu Duhul Sfânt. Dar până acolo e lung drumul. Până ne adunăm noi de la a noastră, până trecem dincolo de stările astea a noastră. Observați, când ne punem pe genunchi, sau nu-i așa și la dumneavoastră, noi ne punem în gânduri, de exemplu începe slujba în adunare, spune: frate, o să uităm de toate, să lăsăm mașina acolo unde e parcată, problemele ce sunt acasă, dar noi am ajuns cu picioarele, dar până ne vin și gândurile, până ne adunăm noi să ne degajăm de bucuriile și de necazurile vieții și să ne ducă Domnul așa cu unda e binecuvântat, așa ca pe Ezechiel dintre prinși și de război, să ne ducă prin Duhul la Ierusalim, e ceva timp. Și asta se poate consuma cel mai bun în rugăciune. Trec la Faptele Apostolilor. Spune Scriptura, eu doar vă reamintesc așa pentru a ne fundamenta în aceste adevăruri. Fapte 1 cu 14, toți aceștia stăruiau. Cine le-a ținut lecții despre stăruință? Domnul Iisus. În rugăciune și în cereri și stăruiau cu un cuget. Deci când se ajunge la o asemenea stăruință cu un cuget, deci cu o liniște a minții, cu o preocupare și o pasiune sfântă, de acolo nu mai e mult până vine Duhul Sfânt. Se observă uneori la stăruință că unii în faza asta deja li se luminează nu numai gândirea și ochii și fața, au uitat de alte stări. De aceea unii nici nu bagă seamă când alții se ridică de pe genunchi. Pierd conștiența timpului, că se ajunge la o apropiere de Dumnezeu, trăind într-o altă undă, o altă sferă. Și apoi, spune Scriptura în capitolul 2, în ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Știți că au fost 10 zile în care nu s-a pescuit, ci asta s-a făcut. Și apoi toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Și poate va spune cineva, da, dar nu scrie neapărat că în momentele acelea se rugau. Dar am citit că aceștia stăruiau. Și cum am putea crede că într-o zi de sărbătoare ei făceau altceva? Când din moment ce a venit Duhul Sfânt peste ei, tocmai asta au continuat să facă, să slăvească pe Dumnezeu. Spune Scriptura apoi concret, în Fapte, capitolul 4. Versetul 23, s-au dus la lor și versetul 24, când au auzit aceste lucruri și-au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu
Și a continuat rugăciunea. Nu cred că s-au scris toți, ci că s-au rugat numai că scrie aici în 10 versete sau câte ori fi. Scrie aici, după ce s-au rugat, s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Dar cât s-au rugat nu scrie, scrie doar că erau nelipsiți. După ce s-au rugat. Și altfel nu se poate. În Fapte 8 e aceeași idee a rugăciunii. Versetul 15, apoi au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Rugăciunea are rostul, pe de o parte, ca să fie o cerere legală, că de la Dumnezeu vine prin Domnul Iisus, cum vă spuneam, dar apoi are rostul, rolul acesta de a ne apropia pe noi de Dumnezeu în a ne umple de Duhul lui Dumnezeu. Doamne, îndură-te de noi! Și ce înseamnă aminul ce l-ați spus? Că doar nu mi l-a spus mie, că eu plec mâine, poi mâine. Înseamnă că veți și sta ca atare atâta în rugăciune? Că veți intra în meditație de pe acum? Stăruința își are culmile în ceea ce noi spunem în mod propriu zis stăruință. Dar stăruința începe din momentul în care ești conștient de ceea ce spuneam, că fără Duhul Sfânt ești un zero mare sau mic. O așteptare continuă, o dorință. Dacă, hai să admitem, în seara asta n-am fi vorbit despre Duhul Sfânt. Și am fi vorbit despre felul în care Dumnezeu ne binecuvintează, cum ne dă pâinea cea de toate zilele, Dumnezeu îngrijește de noi și ne face și case, așa cum scrie despre moașele acelea din Egipt. Și apoi spuneam că Dumnezeu dă și sănătate și apoi v-am fi dat niște liste. Să spuneți ce dorințe aveți, scrieți câteva. Ori asta să fiți plin de Duh era în top? Era în primele 5. Și apoi dacă v-am dat o altă listă, să spuneți la ce vă gândiți mai mult, cu ce vă preocupați în prim plan? Oare setea asta după Duhul Sfânt s-ar găsi și aici, între primele activități pe listă? Doamne, aprinde în noi focul sacru și pune în noi această dorință măreață după Tine. Mi se pare că uneori am ajuns atât de slăbiți încât nu mai avem, nu numai că nu mai avem poftă de mâncare, nu mai avem nici putere să ne preparăm mâncare. Să ne cerceteze Domnul cu îndurarea Lui și să sufle peste noi Duh prin har, pentru ca apoi să ne aprindă în jar și să stăruim până când Domnul ne va umple. Vedeți că diavolul va încerca prin fel și fel de activități să vă atragă, să vă dea alte pasiuni. Și la alții nu pasiuni, la alții le dă diavolul frământări. Și apoi le obosește mintea și nu sunt în stare să se concentreze. Nu neapărat cu păcate, e suficient cu lucrurile lumii acesteia. Și spunea Domnul Iisus, să nu vă prindă ziua aceea. De ce credeți că scrie, va veni în ceasul în care oamenii nu se așteaptă? Deci e o mare diferență. Deci nu știe nimeni ziua când vine Domnul, dar sfinții îl așteaptă. Pentru că scrie în 2 Timotei 4 cu 8 că unii vor iubi venirea Lui. Și de unde iubire dacă nu de la Duhul Sfânt? Când a venit Domnul întâia oară pe Simon, l-a înștiințat Duhul Sfânt să meargă la templu. N-a știut nimeni dinainte. Peste Zaharia a venit Duhul, peste Elisabeta de asemenea. Târziu a venit. Da, dar scrie în Luca 1 cu 6 că ei păzeau fără pată poruncile și rânduielile Domnului. Erau oameni credincioși. Peste Ioan Botezătorul nu știu când a venit Duhul, a fost cel mai mare. Dar știți ce făcea până a venit Duhul peste el? Stătea în locuri pustii. Lumea asta e o pustie într-un alt mod de exprimare.
Dar Domnul vrea, cum spune Evrei 13, să ieșim afară din tabără și în pustie să-L întâlnim pe Dumnezeu. Adică să ne izolăm. Este ca și în cazul acela când un om vorbea la telefon dintr-o cabină publică și de la celălalt capăt al firului a răspuns: dar cu cine mai ești în cabină, că e atâta gălăgie? Nu-s cu nimeni, dar e ușa deschisă. Dar închide-o să ne putem auzi. Doamne, ajută-ne să închidem și noi ferestrele spre lumea aceasta. Vedeți că internetul, în mod deosebit, atâtea preocupări de la oameni, că și în antichitate, a zis Solomon, că el a avut câte ceva, deșertăciunea deșertăciunilor, dar mai mare deșertăciune ca internetul, nu cred că a fost vreodată. Pentru că zicea Solomon că dacă ai vrea să scrii o mulțime de cărți, n-ai isprăvit, dar dacă ai vrea să colin site-urile, ai isprăvit? Nu mai termin. Câte sunt informații, ferestre din toate părțile. Doamne, a stărui după Duhul Sfânt, am înțeles din nou în seara asta că înseamnă să deschidem fereastra spre Tine. Amin. Și să dăm obloanele jos în toate celelalte sensuri. Să ne limităm strict la ce ține de necesitățile vieții acesteia. Astea sunt chestiuni în anexă. Spus Domnul Iisus, se vor da pe deasupra celelalte lucruri. Ne rugăm și muncim pentru pâinea aceea toate zilele, dar să ne ajute Domnul să căutăm mai întâi împărăția Lui. Amin. Și cum vă spuneam, fără Duhul Sfânt nu poate fi găsită. Nimeni nu poate, zice Iisus Hristos, Domn, decât prin Duhul Sfânt. Ne oprim aici. Sau, mai corect spus, dacă împlinim ce am învățat, continuăm de aici, nu acum slujba, fiecare să continue stăruința. Cineva spunea pe bună dreptate: amin nu înseamnă încheiere, amin înseamnă introducere. Adică, Doamne, am înțeles, așa să fie și așa voi face. Doamne, ajută-ne! Aș mă aminti doar așa în provocare, fără să insist. Gândiți-vă la cele scrise în Biblie, în Faptele Apostolilor. Noastră știți așa, cartea Faptele Apostolilor e foarte frumos. Istorie vechi testamentală e multă, dar istorie nouă testamentală biblică numai în Faptele Apostolilor există. Asta e autentică. Știți cum a lucrat Duhul Sfânt? Ce realizări a adus în biserică? În Fapte 2, când au văzut și au auzit, cât s-au pocăit odată? Și în urmă a continuat stăruința, rugăciune, învățătura apostolului, frângerea pâinii, părtășie frățească. În Fapte 3 s-a mai realizat o minune, mai venit 2000. În Fapte 4 urmează alte minuni. În Fapte 5 apar probleme. Cine le-a rezolvat? Un om plin de Duhul Sfânt, Petru. În Fapte 6 sunt diaconi. Știți cum trebuia să fie? Plin de Duhul Sfânt și la probleme materiale. Între ei unul așa a fost binecuvântat de Domnul, de nici n-a mai fost cazul să rămână diacon, s-a lansat în lucrare, l-a lăsat pe alții la mese, cu siguranță. În Fapte 7 scrie că li s-a arătat fața lui ca de înger și a plecat la Domnul printr-o viziune cerească, sub ploaia de pietre. În Fapte 8 alte lucrări, Fapte 9 Duhul Sfânt din nou pentru convertirea lui Saul, Fapte 10 din nou, Fapte 11 lucrarea din Antiohia, prorocii de la Ierusalim în misiune, Fapte 12 altă minune. Fapte 13, Duhul Sfânt a zis, spuneți-i deoparte. Ce se făceau fără Duhul Sfânt? A apărut iară problemă, Fapte 15, ședință, s-a făcut multă vorbă. Dar în cheiere au scris, s-a apărut nimerit Duhului Sfânt și nouă. De-ar fi Duhul Sfânt la toate adunările generale. La fel de prezent ca la stăruință. Să fie hotărârile de la Domnul. Fapte 16, pleacă Pavel în altă călătorie misionară. GPS de la Duhul Sfânt, vreau să meargă acolo, nu, dincolo.
Da, dar l-a însoțit Domnul în toată lucrarea aceea. Mărit și binecuvântat să fie Domnul. Așadar, fie având în vedere mântuirea noastră ca indivizi, este absolut necesar Duhul Sfânt, fie având în vedere cu atât mai mult lucrarea. Doamne, lasă Duhul Tău peste noi. Atunci, începând cu stăruința și cu toată lucrarea, vom fi într-un cujet când stăruim. Se termină cu partidele, cu copilăriile, că Duhul Sfânt ne crește, ne dezvoltă, va fi implicare în lucrare. Dar recapitulăm și ne oprim aici. Duhul Sfânt, în primul rând, v-am spus că ne-a fost dat, fiindcă la dreapta măririi stă Domnul Iisus. Și în templu din cer a fost adus sângele sfânt al ispășirii și pentru noi s-a făcut curățirea, că Duhul este sfânt și s-a retras de la oameni când au păcătuit. În al doilea rând, vă spuneam despre importanța Duhului Sfânt. Duhul e acela care dă viață. Carnea nu folosește la nimic. Sunt cuvintele Domnului Iisus. În al treilea rând vă spuneam, fiți plini de Duh, și ca să fiți plini de Duh, să fim, pentru asta ni se cere să ne cuplăm cu Dumnezeu, să ne conectăm la puterea sa și să nu ne mai deconectăm niciodată. Amin? Vom face asta? Eu nu mi-am propus să mai smulg un amin. Dar e necesar. Însă dacă avem de face cu oameni, cum se mai întâmplă uneori, au scos ora de rugăciune, au scos rugăciunea pe genunchi, au redus tot mai mult și timpul de la adunare ce le dădeau Domnului, motivând că se roagă acasă. Asta știți cum ar veni? Atâta de mult să-ți dorești cu nevasta să vorbești la telefon și când te întâlnești să n-ai graie. Nu se poate. Asta e utopie. Nu crede nimeni. Dimpotrivă, se constată că atunci când vin unde de har și cercetări și ceea ce noi ne-am dorit, trezire, oamenii vin înainte de vreme și nu pleacă ușor la gata. Nu știu dacă aș citit cartea Dumnezeu printre Zulu, scrisă de spre lucrarea lui Erlos Stegen din Africa de Sud. Dumnezeu a avut o revărsare de har în urmă cu vreo 30 de ani în zona aceea. Dar astea nu țin dacă nu le alimentăm, dacă nu le permanentizăm, dacă nu rămânem în voia Domnului. Au fost boteze cu Duhul Sfânt, vindecări de aproape și de la distanță. Dar totul a început cu o studiere profundă a lucrărilor Duhului Sfânt din Faptele Apostolilor, cu dedicare, cu așteptare. Nu vom aștepta peste măsură pe Domnul, dar veni să-L așteptăm așa ca zorile dimineții pentru un străjer. Cum avem noi acea frumoasă cântare, mai mult decât așteaptă, Doamne, ajută-ne să Te așteptăm, să Te dorim. Și poate după o săptămână, poate după o lună, poate după un an numai, da. Dar apoi îți va veni ca și când îți vine tot salariul din urmă. Și vei avea o încadrare pe măsură, că Dumnezeu nu ne va lăsa să așteptăm în zadar, spune Scriptura. Eu n-am zis, zice Domnul, căutați-mă în zadar. Domnul se va lăsa găsit de noi și când Îl vom întâlni, ne va umple cu Duhul Sfânt. Mărit să fie Domnul. Amin.